Salut, sunt David de la SkyGrid. Astăzi o să vorbim puțin despre soluția de tip SLAM de la Shure UAV S10. Dar mai întâi să vedem ce se regăsește în cutia produsului. Bun, în primul rând avem scannerul, piciorul pe care o să montăm gripul, plus locul, orificiu prin care luăm puncte de control la sol. Aici este gripul în care avem integrată și bateria. De aici o să încărcăm bateria, iar aici avem butonul de power. Printr-o apăsare de buton putem verifica starea acumulatorului. Haideți să-l și punem pe picior. Ok. Bun, ce mai avem în cutie este un cititor de carduri, dongle-ul pentru softul în care procesăm datele, adaptor pentru priză, mai multe adaptoare pentru priză, adaptor de 65W și mai multe adaptoare pentru priză. Manual de utilizare, da, certificat de calitate, manual de utilizare și ce se regăsește în cutia produsului, plus lavete de microfibră pentru curățarea senzorilor și a camerelor, plus MagSafe tip sticker pentru momentele în care vrem să punem pe o husă de telefon sau pe un telefon tip Android pentru a putea prinde telefonul de scanner. Și de asemenea mai avem un cablu de transfer de date și sau pentru încărcarea acumulatorului. În partea de sus a SLAM-ului observăm modulul RTK integrat, care ne asigură sincronizarea dintre LiDAR, modul și camerele duale, plus alți senzori. Modulul LiVox, care este înclinat la un unghi de 20 de grade, reușind astfel să acoperim atât zonele dinainte, cât și tavanul, dar și solul, fără a fi nevoie de repoziționare manuală. Pe lateral observăm camerele de înaltă rezoluție de la Shure, care ne asigură o colorizare precisă a norului de puncte. Cardul micro SD pe care se stochează datele, un card de 256 de GB. În partea din spate avem MagSafe pentru a spori eficiența. Atunci, în timpul scanării, putem să efectuăm măsurători cu o singură mână, reușind astfel să vedem pe device și norul de puncte în timp real, asigurându-ne astfel că nu avem zone omise. De asemenea, gripul cu bateria integrată, butonul de power de care am discutat deja și orificiul prin care luăm puncte de control la sol. În descriere o să atașăm niște sample-uri, iar produsul se poate observa, testa și încheia. Pentru mai multe detalii, aveți contactul nostru mai jos.